Bună ziua, dragi telespectatori, sunt Gabriela Sava și vă zic bine ați venit la o nouă ediție a emisiunii Euroferma. La congresul APPR a fost prezentă doamna Carmen Avram. A început discursul dânsei spunând așa: traversăm o perioadă grea care vine după o altă perioadă grea care anunță o altă perioadă grea. Motiv pentru care suntem alături de dânsa într-un interviu, în exclusivitate, la care să discutăm principalele probleme. Bună ziua, doamna Carmen Avram, vă mulțumim că ați acceptat interviul cu noi. O să vă rog să ne spuneți întâi de toate, să o luăm cu începutul. Cum e văzut fermierul în Europa? Fermierul de orice fel. Bună ziua, mulțumesc foarte tare pentru invitație. Pe scurt, fermierul în Europa e văzut teoretic bine și practic rău. Pe de o parte, îi se cere să asigure hrana pentru 450 de milioane de europeni, plus pentru oameni de pe alte continente. Pe de altă parte, îi se ridică în fața atâtea obstacole și îi se pun atâtea piedici și atâtea restricții, încât e foarte, foarte greu ca acest fermier nu numai să producă așa cum produce astăzi, dar e practic imposibil să producă în acest nou tip de agricultură, care este mult mai solicitant, o agricultură verde care are nevoie de mult mai multă apă, într-o perioadă în care noi avem din ce în ce mai puțină apă, într-o zonă în care ți se scot sau se încearcă eliminarea substanțelor chimice folosite pentru protecția culturilor, fără a da ceva la schimb, și o serie de condiții pe care fermierul european le respectă în permanență de ani de zile, fiind foarte conștiincios și foarte responsabil și foarte ascultător, și cu toate acestea, în continuu, el este blamat pentru mult, mult din ceea ce se întâmplă rău în domeniul poluării. Degeaba ne place de el și îi cântăm cântece de laudă și ode, dacă atunci când trebuie să facem ceva practic, îi punem bețe în roate. Cum este văzut în cazul acesta fermierul român de către Europa? Păi unii îl văd ca pe un pericol, pentru că fermierul român a crescut foarte, foarte mult într-o perioadă scurtă de timp. Noi am intrat în 2007 în Uniunea Europeană și 16 ani mai târziu ne batem umăr la umăr, suntem umăr la umăr cu țări ca Franța, de exemplu, pe exporturi de cereale și pe producție de cereale. Și prin urmare, pe piață tot mai strâmtă, începem să deranjăm? E o teorie a conspirației? Nu, e pur și simplu competiția firească într-o piață liberă și fiecare încearcă să scape de competitor cum poate. Nu putem scăpa de fermierul român, asta e foarte clar. Deci e văzut pe de o parte ca o competiție, ca un rival. Pe de altă parte, e văzut de unii ca un personaj care cere în continuu, cum ar fi egalarea subvențiilor, fermierul român fiind un fermier care trăiește din probabil jumătate subvenția pe care o ia un fermier occidental. Fermierul european e văzut ca un fermier care trebuie să se sacrifice atunci când intră pe piață milioane de tone de cereale dintr-o țară terță, Ucraina în speță, pe care vrem să o ajutăm cu toții foarte mult și atât cât va trebui. Dar în detrimentul nostru în cazul ăsta? Dar trebuie să găsim o măsură totuși să-i salvăm și pe ai noștri, pentru că acest flux de marfă i-a afectat foarte mult pe fermierii români și nu numai pe fermierii români, am descoperit că și pe cei polonezi și pe cei din estul Europei în general, care au început să se plângă. La aproape un an de zile de la începutul războiului au început să vorbească destul de deschis și fără rezerve despre ce li se întâmplă. Și fermierul român e văzut și ca un fermier responsabil care trebuie să contribuie la țintele fixate de Uniunea Europeană și la obiectivele Green Deal și la construirea agriculturii viitorului prin respectarea strategiilor și a legislațiilor care îi cer să fie tot mai verde, tot mai verde, tot mai verde. Haideți să ne comparăm în continuare fermier român versus fermier european. De când am intrat în Uniune, ne-am tot dorit să avem subvenții egale. Ce se întâmplă? Avem o deschidere mai nouă acum? Cred că putem profita de ceea ce se întâmplă acum, pentru că în urma războiului din Ucraina și în urma reacțiilor tot mai numeroase care au început să apară în ultima vreme, legat de modul în care este afectat sectorul agricol din Uniunea Europeană, s-a deschis această fereastră de oportunitate pe care ar trebui să o folosim, așa cum fiecare stat din Uniunea Europeană se folosește de orice criză sau de orice schimbare
pentru a câștiga ceva pentru sine. Am observat că în ultimele săptămâni s-a făcut un soi de front comun între guverne, miniștrii din țările baltice, chiar Polonia, Cehia, Bulgaria, România. Cei cu subvenții mai mici? Da, i-am auzit vorbind pe aceeași voce și m-am mirat pe de-o parte, m-am bucurat foarte tare, pentru că în lumea asta cu niște reguli foarte dure și în care trebuie să te lupți pentru supraviețuire economică în permanență, e greu să vezi un nucleu așa de state care n-au avut relații foarte strânse, oricum nu la un nivel atât de mare, ca număr atât de mare. Dar acum, în ultima vreme, am observat acest soi de alianță care se creează și m-am gândit că dacă suntem mai mulți care cerem asta și nu o să fim tot noi aia care cerem și cerem, în momentul ăsta putem să înfrângem și să învingem și să-i dăm fermierului român și fermierului este european ceea ce merită. Nu vreau să sune cinic, dar este un context care a pus România în situația de a da foarte mult. Fiecare țară din lumea asta, Uniunea Europeană sau nu, dă ca să primească ceva. Nimeni nu dă de drag, gratis sau doar pentru că are el inima largă. Au găsit aceste discuții ale dumneavoastră eco în Parlamentul European? A venit comisarul să zică ceva? Da. Pentru prima dată după 3 ani jumate de activitate l-am auzit pe comisar, care este din Polonia și probabil că Polonia fiind afectată a decis că e momentul să vorbească despre asta. Un comisar care a vorbit destul de mult într-una dintre audierii din Comisia pentru Agricultură și care a spus franc, da, aveți dreptate, e o problemă care trebuie rezolvată. Dar, a spus el, e o problemă politică. Ce vrea să spună este că trebuie să se implice guvernele din țările afectate, trebuie să, la toate nivelurile la care și în toate modurile în care se pot implica, aceste guverne au acum această portiță și un sprijin, inclusiv de la comisarul Wojciechowski, asta e foarte clar, și o mică armată de state care sunt gata să lupte pentru asta. Mai trebuie convinse 2-3 țări. Trebuie să recunoaștem că în ultima perioadă cred că toți fermierii, indiferent de culoarea lor politică, de zona în care activează, v-au simțit foarte aproape. Cum ați luat legătura cu atât de mulți fermieri și ați reușit dumneavoastră să asimilați atâtea probleme ale fermierilor? Pentru că bănuiesc că sunt mai multe voci care ajung la dumneavoastră. Da, noi avem o echipă foarte, foarte bună în birou acolo la noi, formată din oameni, unii care au venit din Ministerul Agriculturii după ani lungi petrecuți în Ministerul Agriculturii și care sunt tobă de carte, alții care au învățat de la zero, de pe 1 iulie 2019, când au intrat în Parlamentul European, știau nimic despre agricultură și au ajuns în 6 luni să fie întrebați și consultați pe teme de agricultură, au învățat extraordinar de repede, și oameni care lucrează de dimineață până seara, care nu ignoră niciun telefon, niciun mail și nici un apel din partea nimănui. Și periodic, odată la 2 zile, ne uităm pe listele cu mail-uri, cu cereri, cu solicitări, cu invitații și în funcție de cum e agenda, merg sau nu merg, dar nu refuz niciodată pe cineva dacă apelează la mine doar pentru faptul că n-am chef sau că nu-i treaba mea sau întotdeauna când nu pot să merg undeva, nu pot pentru că sunt în altă parte unde am promis să fiu. Și din secunda în care am intrat în Parlamentul European și am luat Comisia de Agricultură exact cum am vrut din campania electorală, pe baza unor reportaje care s-au făcut la emisiunea pe care o realizam de către colegul meu care astăzi este în biroul nostru, deci am intrat în agricultură și din momentul ăla m-am mai întrebat cineva, de ce n-ai luat Comisia pentru Cultură? Nu vreau să iau Comisia pentru Cultură, pentru că am promis că fac agricultură. Și am învățat și sunt, mi se predă în fiecare zi, fie de către colegii mei, fie de către fermieri, câte o bucățică din agricultură. Eu am să vă întreb, pentru că sunt cuvinte pe care și în fermierul român le știe cu greu. Neonicotinoidele, iată un cuvânt greu pe care l-ați învățat și la care aveți să ne spuneți. N-avem, trăim fără neonicotinoide? Ce se anunță de la Bruxelles? Neonicotinoidele au fost și rămân, văd, o problemă foarte mare, care a fost agravată în momentul ăsta de acea decizie a Curții de Justiție în procesul dintre un ONG și statul belgian.
Există două școli de gândire. Unii care spun că pe noi, pe români, nu ne va afecta niciun fel, pentru că noi nu pulverizăm neonicotinoidele și acea pulverizare este cea care se pare că afectează viața albinelor. Știu că, spun se pare, pentru că există studii și așa și așa, nu vreau să neg, iubesc albinele și iubesc mierea de albine și știu ce ar însemna dispariția lor. Spun doar ca fapt că sunt studii care spun și așa și așa. Deci sunt două școli de gândire, una care spune că pe noi nu ne afectează pentru că noi doar tratăm semințele, nu pulverizăm. Și o altă școală de gândire care zice, Curtea Europeană de Justiție s-a referit la neonicotinoide în general, fără să precizeze modul în care sunt ele aplicate. Deci trăim o perioadă de incertitudine, de așteptare, pentru că trebuie să vedem până când aflăm de la serviciile legale ale Comisiei Europene cum va fi interpretată decizia Curții de Justiție. Și după aceea, Comisarul pentru Agricultură va ieși și va comunica ce trebuie făcut. Dacă va fi în defavoarea României, noi putem să începem să luptăm cu asta, dar sunt convinsă că organizațiile de mediu nu ne vor lăsa să respirăm și se vor ține de noi până le vom interzice. Eu sper că în momentul în care, dacă se va ajunge la asta, să avem deja un înlocuitor pentru ele, pentru că aceste gâze, insecte pe care, dăunători pe care îi avem noi, nu prea mai sunt în restul Uniunii Europene și Uniunea Europeană, care ne spune nouă prin doamna von der Leyen că nu lăsăm pe nimeni în urmă, ar trebui să știe că țările trebuie tratate diferit, pentru că dacă le pui un tipar, unele invariabil vor rămâne în afara tiparului. Vorbim de același subiect, scoaterea unor produse fără a avea un înlocuitor. Ce facem cu directiva privind reducerea pesticidelor? Această directivă este foarte, foarte disputată în Parlamentul European. În momentul ăsta este pur și simplu blocată, pentru că există grupuri politice care nu vor să vorbească despre ea, nu vor să se apuce de ea. La bază niște studii? Au la bază bunul simț și faptul că Europa trebuie hrănită. Nu poți să-i ceri nu poți să-i ceri cuiva să-ți dea mâncare dacă tu i-ai aruncat mâncarea din frigider pe geam. Deci, și scos uneltele din da. Curte. Oamenii ăștia au nevoie de ceva. Și în ceva ăsta intră mai multe elemente, printre care și substanțele de protecție a plantelor. Și o să vreau să-mi spuneți dacă există șanse ca în Europa să găsim noile tehnici de ameliorare genomică. Ce zice Europa? Este la fel de reticentă cum o știam? Nu. La nivelul Comisiei Europene, sigur, părerele încă sunt împărțite, dar există tot mai multe voci care spun că aceste tehnici de ameliorare a plantelor trebuie folosite, e obligatoriu să le folosim, pentru că, pe de o parte, îi cerem fermierului să renunțe la tot felul de substanțe care îl protejează, îi cerem să supraviețuiască pe o secetă care durează ani de zile, îi cerem fermierului să supraviețuiască în tot felul de crize care trec peste noi și pe care ne iau totdeauna prin surprindere, îi cerem fermierului să facă foarte, foarte multe lucruri. Ori fermierul nu se poate apăra. El are nevoie de un sprijin. Una dintre modalitățile de sprijin pentru acest fermier pot fi aceste tehnici genomice. Am întrebat și eu ce sunt, pentru că ca orice noutate, trebuie să o asimilez documentând-o. Corect. Am înțeles că nu este vorba de o modificare prin altoire, prin combinarea de specii. E o tăiere a unor particule de ADN. Da, și care fie adaugă, fie scot exact. Ceva din plantă. Deci exact. Intri pe ADN și fie îi întărești o zonă astfel încât să fie mai rezistent la secetă, să spunem, fie îi scazi ceva astfel încât să fie mai rezistent la altceva. Va înțelege Uniunea? Eu cred că va înțelege, dar Uniunea nu e neapărat reticentă. Noi am avut la Comisia pentru Agricultură destule discuții despre aceste tehnici genomice și vor fi din ce în ce mai multe, pentru că există cerere din partea sectorului european care are nevoie de alternativă. Ce trebuie făcut este, a avut o conversație permanentă cu publicul. Personal nu cred că opoziția va fi puternică, pentru că sectorul agricol are nevoie de asta, se plânge în continuu că are nevoie de ajutor și asta l-ar putea ajuta. Rămâneți alături de noi, revenim după o scurtă pauză de publicitate. Am întrebat mai mulți viticultori care sunt principalele probleme cu care se confruntă.
au fost identificate astfel 6 probleme, iar cu Smart Technology vom găsi 6 soluții pentru acestea, pe care le vom prezenta în 6 episoade ale emisiunii noastre. Principalele probleme identificate sunt pierderi de producție, apariția formelor de rezistență la fungicide, infecții greu de controlat în momente cheie, influența negativă a precipitațiilor asupra tratamentelor, calitatea scăzută a strugurelui și a vinului, vandabilitatea scăzută a strugurelui. Suntem la episodul 2, iar astăzi vom pune accent pe cel de-al doilea mare beneficiu pe care Smart Technology îl oferă. Mai exact, fără forme de rezistență. Domnule Stupu Valentin, în discuția noastră de astăzi, încercând să vorbim despre fără forme de rezistență prin Smart Technology, aș vrea să vă întreb dacă ați combătut ușor bolile anul trecut. A fost normal, destul de ușor. De ce depinde această combatere să fie eficientă? Depinde de soluțiile care le avem la îndemână și depindem foarte mult de mediu, de climă, de ce temperaturi sunt, de precipitații. Este vreodată viticultorul liber în decursul unui an? Stă viticultorul liniștit? Iată, și cei de la BASF, toată lumea își dorește ca viticultorul să aibă pauză. În a doua parte a lunii august, cam așa, cam în zona aia suntem un pic, deja vedem strugurii că încep să se coacă, mai suntem ușor vulnerabili la putregai, dar depinde de climă. Care sunt aceste forme de rezistență și cum le caracterizați din punct de vedere tehnic? Utilizarea fungicidelor cu același mod de acțiune conduce la apariția formelor de rezistență. Vă invit la un exercițiu de imaginație, să ne imaginăm că aplicăm un fungicid bun. Ei bine, prin aplicarea acestui fungicid, acesta va combate o mare parte din populația de ciuperci patogene, dar o parte se vor adapta substanței active și își vor modifica structura genetică. Patogenii rezistenți, dezvoltați de-a lungul timpului, vor supraviețui și se vor multiplica. Aceștia nu vor mai răspunde la acțiunea fungică a produsului fitosanitar, iar eficacitatea va fi redusă. Ați observat în timp o scădere a eficacității anumitor substanțe pe care le folosiți? Cu siguranță. Cu siguranță. Poate fi din mai multe motive scăderea eficacității. Cum sunt în perioada când aplicăm tratamente, nu avem tot timpul temperaturile optime, poate apărea o diminuare în evaporarea apei din soluția de tratare care scade eficacitatea unui produs. Indiferent dacă el este foarte bun, premium sau un produs pe care l-ați aplicat și a avut rezultate. Un alt motiv pentru care ar scădea eficacitatea este frecvența cu care îl aplici. Una e să alternezi produsele, una e să dai două, trei tratamente cu același produs, cu siguranță el își va scădea eficacitatea. Există soluții de prevenire a formelor de rezistență prin Smart Technology? Da, există câteva soluții împotriva apariției acestora. Prin beneficiile produselor din Smart Technology, există câteva măsuri de prevenire a apariției formelor de rezistență, și anume alternarea produselor cu moduri diferite de acțiune, aplicarea fungicidelor în amestec, produs-partener, respectarea dozelor de aplicare, a intervalului dintre tratamente, a numărului maxim de tratamente per sezon, aplicarea preventivă a tratamentelor și, nu în ultimul rând, managementul integrat al bolilor, adică includerea măsurilor agrotehnice în combaterea bolilor și dăunătorilor. Considerați benefică aplicarea produselor din clase chimice diferite? Bineînțeles, agenții patogeni trebuie să-i atacăm cât mai complex cu tot ce avem la îndemână, deci trebuie să fim mai sofisticați și tocmai de asta trebuie să folosim produse din grupe chimice diferite. Produse diferite cu mod de acțiune diferit. Cum sunt cele de contact, cum sunt cele sistemice, cum sunt cele din grupe diferite, din clase chimice diferite, cum sunt carboxamidele, strobilurinile, triazole chiar. Noi de regulă ne facem un program de la început cu produse sistemice și de contact pe care le luați de la început. În timpul perioadei aplicărilor pot interveni situații în care ești nevoit să aplici un produs de contact și
După aia să repeți tratamentul, poate să vină precipitații, în care se folosește și un sistemic lângă el. Asta trebuie alternat cumva și ajutat, potențat, trebuie căutat un efect sinergic al produselor. Aveți acum 16 hectare. Cum reușiți să vindeți? Unde vindeți strugurii vinificați? Cum sunteți? Îi vindem. Deocamdată am aplicat pentru fonduri europene pentru cramă. E în derulare proiectul. Deocamdată producem strugurii și îi vindem. Ce vă doriți pentru via dumneavoastră în viitor? Cum vedeți dezvoltarea? Să spunem că mâine aveți un sac de bani fără fund și faceți ceva. Ce v-ați dori să obțineți? În primul rând să dăm un plus valoare kilogramului de struguri. Doar prin vânzarea lui, adică nu ne acoperim costurile, dar dându-i un plus valoare, transformându-l în vin, altfel pot să dezvolta afacerea. Aici se încheie emisiunea noastră de astăzi. Vă invităm și săptămâna viitoare la o nouă ediție și la un nou episod al serialului nostru legat de problemele din vie ce își găsesc soluții cu Smart Technology. Atunci vom vorbi despre infecții greu de controlat în momente cheie.